Dacă treaba ca interes maxim ca să terminăm ingășițiu, nu? Da. Deci aia te vin și la șters tabla. Așa. A fost că parcă punctul A sau B, vedem exact. B o cred că a fost. B. B. Acum ne ducem la C și la B, parcă sunt ori 4. A, B, C. C. C este. Media aritmetică a trei numere este 13. Da. Deci, A plus B plus C este 3. Da. Pe 3. Asta înseamnă media aritmetică. Noi le adunăm pățul la 3. Media aritmetică al lor este egal cu 13. Este 13. Dacă două dintre numele sunt 10 și 12, atunci al treilea este cine oare? Deci două dintre ele sunt 10 și 12. Deci zicem A egal cu 10. B egal cu 12. Și atunci le înlocuim. 10 plus 12 plus C împărțit la, adică sub 3, egal cu 13. Echivalent. 22 plus C. Exact. 22 plus C. Împărțit la 3 egal cu 13. Și 22 plus C. Da. Egal cu 13. Ce să facem? Zicem 13. E pe 1 aici, nu? Și atunci noi putem să amplificăm și aici ca să fie aceeași numitor. Două fracții de egale au aceeași numitor. Deci aici o să amplificăm cu cât cu 3. Și echivalent cu a zice 22 plus C este egal cu 22 plus C supra 3, hai să vadă toată lumea, este egal cu 39 supra 3. Da? 39 supra 30. Deci, au același numitor și atunci echivalent cu 22 plus C egal cu 39. Și C-ul va fi egal 39 plus 22. Da. C egal cu 17. Egal cu 17. Deci C este egal cu 17 și am răspuns la întrebare. Două din ele au fost date și al treilea necunoscut. Al treilea l-am aflat pentru că am lucrat și am știut ce înseamnă media aritmetică, aritmetică, da? Asta a vrut autorul să afle. Punctul D. D? Da, A, B, C și D. Trei numere au două câte două media aritmetică. Deci trei numere au două câte două. Deci le luăm așa. A, B și C. Media aritmetică două câte două. Adică mai întâi A cu B. A cu B, A. A cu C și pe un B cu C. Deci A plus B supra 2, nu? Împărțit la 2 trebuie să fie. A plus B împărțit la 2 este egală cu 19. Apoi, A, C. A plus C pe 2, că dă rezultatul 20. Și după B cu C. B cu C, adică B plus C supra 2, egal cu, cât ne dă aici, cu 20. Tot 20. Care este cel mai mic număr dintre ele? Nu, asta e media. Păi da, dar până acum e 19. Nu, păi astea sunt medie. Care din ele, între A, B și C? Asta e întreabă. Care dintre numele A, B și C e mai mic? Păi A plus B e cel mai mic până acum. A plus B împărțit la 2. A plus B ar fi, da? Deci, practic, hai să le transcriem pe acestea.
cu numitorul 1. Și amplificăm aici cu 2. 2, 2, 2. Și atunci devin K plus B. Stefania, egal cu cine? Egal cu... asupra 2. Da, asupra 2, egal cu... egal cu 19. 2, adică 8. 38. A, 38. Da? 38 pe 2. 2. Și A respectiv... B, A plus C. A plus C, supra 2. Egal cu... 40 supra 2. Da. Și B plus C. B plus C supra 2. Egal cu 40 pe 2. Care înseamnă echivalent, având acum numitorii egali, renunțăm la numitori și mai numărătorii și vom avea... A plus C egal cu 38. Da. A plus C egal cu 40 și B plus C egal cu 40. Și B plus C egal cu 40. Ei, ideea este așa. Putem sări peste etapa asta. Că uite cum a venit. A plus B egal cu 19 ori 2. S-a mulțit ăsta cu ăsta. A plus C egal cu 2 ori 20. Și B plus C egal cu 2 ori 20. Deci, să nu mai zicem că aducem la aceeași unitor două fracții egale. Mărim ritmul dacă facem ăstea înmulțite egal cu ăstea înmulțite. Am zis asta data trecută, da? Deci, A plus B egal cu 38, A plus C egal cu 40, B plus C egal cu 40. Și acum punem în loc de A, punem A plus C. Nu putem spune. Atunci le punem pe toate la un loc. Hai să le punem pe toate, le-am pe toate. Deci din stânga adunăm pe toate, da? Și din dreapta pe toate. A plus B. Din A plus B. Plus A plus C. Da. Plus B plus C. Exact. Egal cu? Egal cu 40 plus 40, 80. 80 plus 38, 8. 18. 18. 18. Da? 118. Atenție, nu mai mănânci unul de seama, mănânc altceva. Nu trebuie să mănânci unul. 2 de A, 2 de B, 2 de C. Adică 2 ori A, plus 2 ori B, plus 2 ori C, egal cu 118. Da, și ce trebuie să mai arătăm acum? Putem scoate un 2 în factor comun. Putem face șmecherea asta. Deci 2 pe lângă. A plus 2 plus C. Da. Exact. Dar numai 118, dacă 2 de ăștia au făcut atâta, împărțim totul prin 2. Deci rezultă că A plus B plus C. A plus B plus C egal cu 59. Da. Nu vine așa? Deci 2 în 11 de 5 ori, 59. Da. Da, dar de sus spunem că A plus B, știm cât este A plus B. Cât este A plus B? 38. A, așa locuim. Acum locuim pe A plus B, da? Și vine, în loc de A plus B, punem ce? Spunem, Darius, 38. Deci rezultă că 38 plus C egal cu 59. De unde rezultă că C va fi egal cu? 59 minus 38. 59 minus 38 și egal cu? 21. Ăsta este cine? Ceu. Ceu egal cu 21. Acum. Cu ceu știut, mă duc pe rând unde vreau eu să aflu. Unde? O să duci aici. Da. Da? Da. A plus... A plus... plus... B plus... Nu, A plus... A, tu vrei să te duci tot în asta, să folosești așa. Da. Dar eu mă gândeam cu ce știu, mă duc aici. Da? Da. Deci A plus 21 egal cu 40. Echivalent cu A egal cu 40 minus 20. 40 minus 21 și că face cât? 9. 19. Și ca să-l aflăm pe ce l-am aflat, pe...
pe A l-am aflat, pe B mai trebuie să ne ducem să lăsăm. A, B, A plus B. Acolo mergem. A plus B. A plus B-ul știu acum. A. Nu, pe A știu, pardon. Da? 19. Deci 19 plus B. Egal cu 38 egal. Ah. Da? Atenție, că acolo ne-am dus. Așa, acum. B. Egal cu 37 plus 19. Și B egal cu 9. Din 18. 19, 9. 9. Și 2, 19. Deci 19. Era cam logic. Da. Era, nu. De două ori. Și întrebarea era care, cum am zis, care din ele este mai? Mic. Mic. 19 și 19. A și P. A sunt egale. Nu este unul cel mai mic. Da. Deci două sunt. A și P. Poate era bine să zică care e cel mai mare. E unul singur. Da. Deci nu mi se pare chiar interesant, dar în sfârșit. Vedem foarte clar că amândouă sunt egale aici, da? Cel mai mic număr dintre ele este? 19. Da. A și B. Bun. 3. Trecem la subiectul 3. Deci, nici ăsta nu are așa. Alegeți adevărat sau fals în funcție de situațiile care sunt. Să știi așa, că X este egal cu 2 la 7 ori 2 la a 2-a, totul la a 3-a, ori 2 la a 5-a, totul la puterea a 3-a, supra 3 la a 5-a, ori 9 la a 4-a. Iar Y-ul este următor. 4 la 8-a, ori 16 la a 2-a, ori 2 la a 4-a, și dedesubt 3 la a 4-a, totul la a 4-a, ori 27 la puterea a 3-a, împărțit la 9 la a 4-a. Și până să vedem, sunt egale? Întreabă. Vedem dacă sunt egale. Deci ne întreabă dacă sunt sau nu egale. Păi să le vedem, că suntem ce rezultat obținem. Dar nu vreți să-mi faceți, domne, afară? Nu! Da. Eu fac oricum direct. Eu sunt răcit. Dar nu e nimica. Noi... Da. Cum? Mă rog, așa, doamne, doamne, să fii bine, nu? Să reușesc să-l fac. Da. Așa. Mai rezistat, așa. Eu trebuie să le spun la 10 de seară. La 10? Păi da, la 10 termin. Păi dacă vei la 10, adică plecați la 10 până mai încuiați ușa, până așa, până mai ajungeți acasă să faci la 10 de mai. Jumate, așa. Vă mai uitați și la un film de 2 ore. Vă plecați. Și pe la 12. Da, nici. După care vă treziți așa. Uite. Hai să vedem aici cum putem face. Tot voi trebuie să mă ajutați că m-am spus. Eu sunt răcit. De ce noi? Eu sunt răcit, am spus. Hai să ne amintim. Cum zic o putere la o altă putere? Adică, zicem 2 la 2 ori 3. Și până 2 la 5 ori 3. Da? Da. Hai să vedem. Și vine 49. Deci vine 2 la 7. Lasă-mă ușor. Da. Că sunt răcit. Mă las ușor că sunt răcit. Eu puteam să fac mai rapid. Da? Ori 2 la... Ori 2 la 5, 7. Așa. Ori 2 la? 2 la 5 ori 3, 15. Perfect. Supra. Supra. 3 la 5 ori 9 la 4. Hai pe 3-ul ăsta, pe 9 să scrim ca puterea lui 3. Păi ar veni 3 la a 2. 3 la a 2, nu? Da. Deci vine 3 la a 2, totul la 3 la a 2, totul la a 4. Și e cam mai departe cu. Y. Ah, să-l terminăm pe ăsta, să finalizăm. Așa. Am acum să mulțesc două sau mai multe puteri care au aceeași bază. Se adună exponenți. Deci vine 2 la... 2 la
17 plus 6. Plus 15, da? 7 plus 6 plus 15. Da, supra. Am vrei rezultatul de dată? Lasă că mă discut greu pe atunci. 27 de la 27. Așa? 3 la a 5, a? Ori 3 la... 2 la 4, 8. 8. Așa. Și cam mai departe, 2 la puterea. 2 la 7. Băi, dacă ne minți. 13. 13 și cu 15. 28. Iar am cartea. Dar îți place unul. Ia să mai mănânci unul. Deci, că 30 și... 28. Da. 28. 2 la 28. Și jos, 3 la 5 plus 8. Da. Și 5 plus 8 vine 3 la... 13. 3 la 13. Da. Chiar am luat unul, ți-am spus cum fac eu. Da. Iar lui 8 îi trebuie un 2, îl fac 10, rămâne 3, 13. Și iată, ăsta este rezultatul. 2 la 28, supra 3 la 13. Cred că nu-ți cere să spun când faci 2 la 28. Nu. Faceți dumneavoastră, dacă nu vreți. Tocmai asta vreau să spun, că nu sunt încântat să mă apuc de operație. Nici eu. Bun. Aici, ca să ne putem descurca, în loc de 4, să zicem cât? 4 la 6. Și la 16 umblăm ca să fie peste tot 2. Da. Când e peste tot 2, merge. Da. Scriem ca 2 la 4. A doua. A doua, așa. Nu era doua, nu? Da. 2 la a doua. Voi nu profitați de faptul că e o să recit. Deci 2 la a doua, tot la 8, da? Da. Ar mai trebui să facem așa. Bine, ori 2 la 4. Perfect. 2 la 4. 2 la a patra. Totul la a doua. Ori 2 la a 4, îl lăsăm așa. Aici putem face 3 la a 16. 3 la a 16. Ori... umblăm la 27. 27 putem veni ca 3 la a 3. Așa vine, da? 3 la 3, totul la 3. Deci va veni 3 la a 3, totul la a 3, împărțit la... În loc de 9, umblăm și la el. 3 la 2, totul la a 4, și egal cu? 2 la 2, 16, ori 2 la 8, la 8, ori 2 la 4. Ori 2 la 4. 3 la 16, ori 3 la 9, da. Gătit la 3 la 8. 8, corect. Și acum? Sus. 2 la 16, plus 8. Plus 4. 16 plus 8 plus 4. Totul supra. 3 la 16 ori. Plus 9. Zicem asta, da? Ca așa se mulțesc. A, da. Da? 3 la 16 plus 9 împărțit la 3 la 8. Și acum? Face 2 la 8. 2 la 8 plus 4 plus 9 și 2 la 8. Și 16 cu 4, 20, așa se face. 20 cu 28, da? 2 la 28. Și jos? Și jos, 3 la 2, 16 cu 9? 25. Eu iau așa, din 6 iau 1 și dau 9. 10, 20 și urmați 5. Deci 3 la 25. 3 la a 8. Și egal cu? 2 la 28 supra 3 la 25 minus 8. Așa. 25 minus 8. 2 la 28. 2 la 28 supra 3 la 3 la puterea a 3. Nu cred. Nu. Eu cad, pot să zic așa, am 25, da. Am dat un 5 P-i și mi-am rămas un 3 să mai scad. P-i 17 mai face. Sau mai pot gândi așa, dintr-o 10 iau pe 8, da. Și rămâne 2. 2 e același cu 5, 7. Deci cu 10 care mi-a rămas, 17. Da? Deci 3 la puterea a...
Ei, sunt egale? 2 la 28 și 3 la 17, dincolo 3. Ia să vedem, le scriu așa una sub alta. Deci x este egal cu 2 la 28, 2 la 28. Deci le scriu una sub alta, da? Cele două valori. X egal cu 2 la 28 supra 3 la 13. Iar y-ul egal cu tot 2 la 28 și 3 la a 17. Și este mai mare, 27 la 3 la 17. Au același numărător. Da, și se compară numitor. Și cea care are numitorul mai mare, adică 3 la 17, e mai mică. A, da. Împărțim la mai mulți. Avem o definiție. Da? Deci noi e bună chestia, nu? Da. Deci dacă numărătorii sunt egali, cea mai mare e cea cu numitorul mai mic. Da. Asta altă e 3 la 17 e mai mare decât 3 la. Da? Deci e mai clar că putem spune că X-ul este cum? Mai mare. Mai mare decât Y. Și în paranteză spuneți, deoarece, deoarece 3 la A 13 este mai mare decât 3 la a 17. Nu? 3 la 13 mai mare decât 3 la 17. Și atunci e limpede. Nu, 3 la 13 nu e mai mare. 3 la 13 e mai mic. Yeah. Mai mic decât 3 la 17, da? Din care rezultă că inversându-le, adică 1 supra 3 la 13 e mai mare decât 1 supra 3 la 17. Și mulțim cu 2 la 28 pe amândouă, mulțim cu 2 la 28 și atunci vine că 2 la puterea 28 supra 3 la a 13 e mai mare decât 2 la 28 supra 3 la a 17. Și în felul ăsta am răspuns că x-ul nu sunt egale. Da? Nu sunt egale, ci e mai mare x-ul. Mergem mai departe să vedem alte x-uri. Numărul natural. Da? Să vedem tabla. Asta a fost AU. Că mi-am comparat? Da. AU, da. Până la D, doamnă. Da? Până la D? Din păcate. Dar la D mai faci și tu. Păi să vedem cât la cât ajungem. Sper să facem pic mai multe. A, asta a fost cel mai greu. Asta? Da. Și mai B, C și D. Și atât? Da. După care, 4. Și este și 4? Și 5. Hai, da, lasă-mă. Nu se poate. Da. Deci, au B-ul, da? Da. Ce spun la B? B. 1 pe 20 plus 2 pe 20 plus 3 pe 39 pe 20 este număr natural. Egal cu. Să calculăm. Vedem noi dacă nu. Eu o să sigur că da. Că avem același numitor, punem 20. Deci egal cu sigur numitor 20. Și sus, zicem, 1 plus 2 plus 3 plus 39. Egal cu? Și acum, soma, o luăm de parte. Hai să o luăm de parte. 3 plus 39. Trebuie să luăm numărul. De termen, dar da, sunt toți consecutivi, sunt 39, ia da. Dacă nu sunt, nu sarge în 2, în 2, nu fac. Da. Sunt disciplinați. Da? Deci zicem 1 plus 39. 39 împărțit la... Da. La 39. Nu, înmulțit cu 39. Da, da. Înmulțit cu 39. Și împărțit la 2. Și supra 20. Așa vine. Da. Că
Că primul plus ultimul, oricât sunt ei, suprați la 2, supra 20. Și egal cu? 39 și cu 1 face 40. Ori 39 împărțit la 2. Ar veni 2, 3, 4. Nu 39 împărțim. Pe 40 nu împărțim. A, e mai ușor. Nu, pe se împarte singur. Da. 39 nu se împărțim. Supra 20. Atunci. Aici 20 cu 2 simplifică, 40 cu 2 rămâne în 20. Și egal cu 20 ori 39, supra 20. Nu vine așa? E bine. Și 20 cu 20 simplifică și egal cu 39. Și am rezolvat. Și am rezolvat și B-ul. C-ul. Te rog. Așa. Dacă X egal 1 pe 2 ori 3 pe 4 ori 5 pe 6. Deci dacă X egal cu 1 pe 2 ori 3 pe 4, da, ori 5 pe 6, da, ori puncte puncte, ori 2013 supra 2014, 2013 supra 2014, și Y este egal cu 2 pe 3, ori 4 pe 5, ori 6 pe 7, ori puncte puncte, ori 2012 pe 2013, ori 2014. 2012 pe 2013, ori 2014 pe 2013. Da. Atunci X ori Y egal 1. Atunci să arătăm de să rezulte că X ori Y, atunci bază de mine. X ori Y faci una, da? Tu mă vezi că mă lași doar de asta. Și vei cu ei și de asta. Da, da, și la doamna. Deja am pus gen probleme. Hai. Ce frumos e merge. Cred că nu mă pune să mulțumesc aici. Ba da. Ba da. Dar cum să... Dar cum să mulțumesc eu asta mai? Da, așa, pur și simplu. Păi nu poți. Nu poți. Nu poți. Nu știu. 1 ori 3 ori 5 ori 2000 și suma 2 ori 4 ori 6 ori 9. Păi n-am putea nici să... Nici luăm deoparte 1, 3, 5. Adică 1 plus 3 plus 5. Dar nu-i 3, nu-i plus. Că e mulțit. Da, va avea mai ceva la mulțire. Deci, Ștefania, n-am voie să mă gândesc ca la o sumă gauz, nu? Dar și dacă nu e zicul tău, că n-am știut-o. Sau? Hai mă, dar să-și fie în braț, mă fac de baftă, zic. Tu nu-ți dai seama, băi, dar... Vin cu propunând de astea așa care de mă... Deci, nu, așa pe o scuză, că-s bolnav, nu? Da. Așa. Dar noi vă vedem întreg, da. Bine. Da. Hai să facem înmulțirea. X ori Y. Cum? A, le punem pe... Adică... Așa, să ne șuruim acolo, adică mai pierdem ceva timp. Deci puteți zice direct că este fals. Nu știu, nu știu. Fiindcă... Zicem, X ori Y, hai să zicem, X ori Y egal cu 1 pe 2. 1 pe 2. Ori 3 pe 4. Ori 5 pe 6. Puncte, puncte. Ori puncte, puncte, ori 2013. Și știți voi, cine e în fața lui? Fracție. Ce fracție este în față? Da. Da, se poate. 2012 supra 2013. Mai nu cred. Atunci e 2, 4, 6, 8. Știu care e. 2012. 2012 pe cât? 2012 pe 2012. 2, 4, 6 acolo. Când e 2, 4, 6, 8, 10, e 2 în 2. Parle, da? 12, da. 14. Și aici 1, 3, 5. Deci vine 2011. Da, pe 2012. Da. Deci 2011 pe 2012. Așa, da. Așa e corect. Înmulți cu Y-ul. Cu 2 pe 3. 2 pe 3 ori 4 pe 5. Da? 2 pe 3 ori? Ori 6 pe 7 ori puncte puncte ori 2012
2013, ori 2013, ori 2014, ori 2013. Nu ați venit pe 3. Ci la desa. La desa. Măcar la cei mai ușor. 3 pe 3, 10. Deci 2 pe 3, ori 4 pe... 4 pe cât este? 4 pe 5, ori 6 pe 7, ori așa mai departe, ori puncte, puncte, 2012 supra 2013, ori... 2014 supra 2013. 14 la 2013. Și în calcul. Și acum să fac o șmecherie. Unul de aici, unul de acolo. Unul de aici, unul de acolo. Când la mulțire, da? La mulțire pot să fac treaba asta. Le asociez cum vreau eu, da? Deci vine 1 pe 2. Oricine. Ori 2 pe 3. Plus. Ori. Ori 3 pe 4. Ori 4 pe 5. Ori 5 pe 6. Ori 6 pe 7. Ori puncte puncte. Ori 2011. Pe 2012. Pe 2013. 2011 pe 2012. Da? Da. 2011 pe 2012. Ori 2012. Pe 2013. Ori ăsta. Supra 2014. Ori 2014. Supra 2013. Exact, e cam. Și acum, se simplifică. Asta e. 2 cu 2. 2. 3 cu 3. 4 cu 4. 5 cu 5. 6 cu 6. 7 cu 7. Și așa, da? 2011 cu cine la față? Da. 12 cu 12. 13 cu 13. 2014 cu 14 și rămâne doar... Nu-mi place. Ce? Mie-mi place. Rămâne doar unul cu 2013. Păi nu ar trebui să rămână nimic. Una e inversa celuilalt. Ăsta cu ăsta se termine. Ăsta cu ăsta. Aici era... Deci trebuia să fie un 2013 de sus undeva rămas, ca să ducă cu 2013 asta. Păi și dacă rămâne doar 2013? E o greșeală pe care nu o văd eu acum. Că el trebuie să facă 1. Când zice X ori Y, trebuie să facă 1. Dar poate nu e adevărat. Da. Păi e adevărat, Ștefania. 1 pe 2 ori 2 pe 3. 3 pe 4, 4 pe 5, 5 pe 6, 6 pe 7. 2000. Cred că aici trebuie să văd 2013 pe 2014. Acolo vine 2011 ori 2012. Deci în față 2011 pe 2012. Am zis bine, nu? 2011 pe 2012. Că sunt mai parni jos, da? Da. 2, 4, 6. Sus din barne, da. Și acolo am luat 2012. E ca număr de fracții, aș vrea să văd dacă numărul de fracții de aici sunt câte fracții? La 1 la 2013. 2013 fracții. Da. Și la 2 la 2014. A, sar din 2 în 2, deci pe jumătate trebuie să luăm. Da, și sus și jos tot din 2 în 2. Da. Și una este inversa celelalte. Aici trebuie să fi văzut noi ceva. Că trebuie să se simplifice. Așa cum am văzut, dacă numărul lor este același. Și 2014, da, este corect. Da, deci... Una este inversa celelalte.
Simplificarea asta mă duce într-o moment de derută. Eroare. Da? Deci, vedeți aici, trebuie să simplifice asta, 2013 cu 2013. Dar, după cum văd eu, aici 12, 13, 14, 13. Sunt toți înapoi la 13. Și după era... Așa. 11, 12, 13, 14. S-a închis acolo. Numai bine s-a duce cu ăsta. Știi, Ștefania, dar... Da, da. Dar diagonala asta 2014 cu 5 mai duce. Cu ăsta de jos. Da. Dar ăsta de aici... Se duce și cu ăla. Da, la... Nu văd eu așa bine acum. Deci noi acum am luat unul, de aici unul pe 2 și pe unul 2 pe 3. El face unul, sigur face unul, dar eu nu vedem noi acum. Dacă nu face unul. Alo. Bună seara. Mulțumesc frumos! Vă rog! Aici 2011, da? Mulțumesc frumos! Așa, e perfect! Vă mulțumesc frumos că ați urmărit! Și eu la fel! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc! Deci astea? Da! Asta este simplificarea, pentru că vedeți tot timpul numitorul, deci se termină cu 13, e 11, e din 2 în 2, numere impare, da? Da. Și noi am pus aici, noi am pus-o, sau e dictat totul greșit? Nu, așa era. Nu, așa era. Nu, așa era. Aia. Da? Aia. Aia. Aia se văd. Așa era. Da, domnule. Poate îmi greșește el. Y cu 2012. 6, 7. Era 2012 pe 2013. Iar 2014 pe 2013. Deci noi am pus... Greșit. O secundă. 2013 pe 2014. 13. Nu putea să fie tot 13. Asta este. Deci au greșit-o cel care a făcut-o. Deci 2011 dacă respectă rețeta. Dacă însă nu respectă rețeta și lasă tot 2013, înseamnă că aici asigur simplificarea aceea. Da, și atunci nu e corect. Da, numai așa face ca să asigure simplificarea. Pentru că în condițiile astea, deci nu întâmplător, el aici se oprește la 2013 pe 2014, și din coace zice 2012 pe 2011, deci lasă rețeta lor pare și ăsta e impare aici, dar uite că trebuie față de 12, față de 11, cum este ăsta de sus față de ăsta de jos? Mai mare, 7, de 3, 5, 7, 12, aici trebuie să fie 13, nu? Da, deci își lasă asta pentru simplificare, probabil. Asta ar fi ideea. Și de aceea pune pe ultimul aici. Mai analizăm. Domnul care mi-a sunat adineaure, a văzut rețeta asta în virtutea ceea ce însemna modul de a se comporta a lor, dar n-a surprins aici. A dorit neapărat să fie 2011 aici, pentru că 2013 e următor, da? Dar n-am sesizat că el oprește rețeta. De-aia se pun puncte până aici. Adică le respectăm perfect până aici. Și mai pune unul în capăt, care e tocmai inversul celălalt. Adică până aici se face simplificarea perfect și punând-o pe cealaltă care îți rămâne, se face invers. Asta a vrut să spun autorul.
Și acum, dacă am înțeles bine, și sperăm, da, va face, rezultatul este cu 1. Este cu 1. Să vedem și noi aici. 2012 pe 2013. 2014 pe 2013. 14 pe 13. Și 13 pe 14. Deci, aici, ăștia doi se duc amândoi, iar rețeta va lucra perfect până aici, da? Da. Și ăștia se duc între ei. Și atunci va face unul. O să mai revin eu un pic. Deci dânsul a intervenit și a avut dreptate, respectând până la un loc, însă ideea este numai până aici. Dacă le-aș înmulți numai pe ăstea, mi-ar fi dat simplificările acelea și atunci fracția asta care rămâne trebuie să fie inversă de cealaltă. De aceea să fie bună, așa m-a gândit autorul. Dar mai insistăm ca să finalizez. Acum ne grăbim când ne așteaptă prietenii noștri. Da, bun. Caută să rezolvi tu pătura alea, da? Bine, la revedere, ne oprim aici.